și vâslele. Vâslele. Da, banana ta și vâslele. Bă, ce tare, nu mai umpla, că pleznește asta, mă. Nu pleznește. Nu intră apa acolo. Da, da. Intră, dar numai un metru. Serios, numai un pic intră. Ce, nu intră până pe fund? E o barcă de rafting specializată. Adică în ideea în care tu te duci printre valuri și îți umple barca de apă... Pleacă afară, da. Singură. Cipicii de pentru scufundare. Îți explic imediat. Nu era totuși... E un râu de plimbare. Nu-i rafting curat. Da, nu-i rafting curat. Nu poate fi clasat. Păi eu asta mă întreb, să rămân cu bocancii sau să-mi iau și eu oare... Hai... Îți spun de ce i-am luat ăștia. Că e posibil să cobor în apă până la bun, haide. Și bine. N-am chef să mă okay. Bucanci. Bine. Da, deci aici nu o să intre apă. Cum? Aici nu o să avem apă în barcă. Nu intre posibil să te uzi la picioare. Îmi iau sandalele. De data asta la Natură și Aventură am venit din nou pe Căile Nerei. Spun din nou pentru că am mai fost aici în urmă cu 6 ani. Trebuie să recunosc că peisajul, clima, oamenii, locurile mă fascinează și de fiecare dată când pot, revin aici. Vom face o coborâre cu bărcile prin Căile Nerei. Coborârea asta nu este posibilă decât în perioada asta anului, adică pe la mijlocul aprilie, când apele sunt umflate de topirea zăpezilor și permit coborârea cu bărcile de aici, din punctul în care suntem noi, adică la Șopotul Nou, până în Căile Beușniței. În rest, s-ar mai putea face Căile Nerei vara, pe jos, dar cu mențiunea că trebuie traversată Nera în 7-8 locuri prin vad, ne udăm. Să mergi 26 km pe jos nu e ușor. În rest, n-ai cum să ieși de pe ele. Nu ai cum. Deci, preferabil, veniți cu bărcile. E un rafting frumos, nu e un râu foarte periculos pentru rafting. Nu e foarte periculos. Ai posibilitatea să te răstorni, poate fi periculos, dar cu atenție merge. Foarte frumos. De-al minter, multă lume îl cunoaște și multă lume vine aici cu bărcile. Chilă, ține-o tu de spate, eu cu Călin intrăm. Am intrat în apă. Bun. Intra și merge pe prova. Bun. Căline, nu pe... stai pe flotor. Da? Stăm pe flotor, Chilă, da? Da, da. Stai. Bă, Căline, mă, să trebuie să urce și Chilă, mă. Te-ai urcat? Dă-i acum, Căline, că ne bagă aici în piatră. Nu, am plecat. Dă-i tu. Dă-i. Lasă, nu, stai calm. Stai calm, Chilă. Numai să o punem pe curent. E bine. Mai tare. Atât, ajunge. Gata. Imediat, în dreapta. Stânga. Dă-i tu. Vezi că... este un buștean. Aici mergem, pe stânga. Da. E bine. Asta. E bine. Bun. E bun, acolo să ne bage sub sălcii. Nu ne bagă sub sălcii, stai liniștit. Că aici e liniștită, nu mai... Traseul care poate fi parcurs cu barca pe Nera începe în dreptul localității Șopotul Nou și sfârșește, după 26 de kilometri, la podul Beiului, în dreptul locului unde Nera întâlnește pârâul Beușniței. Ce oameni poți în țara asta, uite-te și tu.
Ne apropiem iarăși de un repeziș. N-am intrat încă în cheile. Era bine să trecem pe stânga, că e mică apa, dar da, trebuie să trecem pe stânga. N-am intrat încă în cheile propriu zise. Încă plutim lipsiți de griji, așa evităm niște vaduri cu apă mică să nu ne punem pe uscat. De-abia mai încolo începe distracția. Da, frumos. Frumos, cu mențiunea că sunt extrem de multe gunoaie. Ai grijă. Da, am văzut. Extrem de multe gunoaie. Începe să urce. Dă-i. Eu ce să dau? Dă-i că ne bagă malbă. Acum, acum. Foarte multe gunoaie. Am spus-o de multe ori în emisiuni. Absolut toate cursurile de apă din România care au un amonte localități, nu contează sate, comune, orașe, arată absolut catastrofal. Problema e managementul deșeurilor, că de atâția ani încă nu-i duc acolo. Sigur. De atâția ani și încă va mai dura foarte mulți ani. Și acum, dacă s-ar opri deversarea de deșeuri în râurile din România, cât ar dura să se curățe. Acolo dacă ne bagam. Dă-i. De unde o luăm? Între Bund și Buștean. Călin, trece pe dreapta. Dă-i, mă, că te întorc, mă. Hai, acum dă-i tare, dă-i tare. Bun, e bine, e bine, am scăpat. Am scăpat. Acum invers. Trece, trece, trece. Cârmește, chilă. Pute, acum pe orice parte mere. Numai să nu nimerim pe ăsta de mijloc. Pe care parte mergem? Pe dreapta? Bun, bun, bun. Ăla e fagul de acolo. Uite, îl vezi? Ăla e un fag. Eu vorbeam de ăsta deasupra. Ăla nu. Uite, ăsta e fag de ce? Ăsta, mai verde, crudă. Ăsta, da. Ăsta e fag. Ăsta deasupra ta ce e? Ulm, nu? Nu, e arin. Arin? Dă din regulă. Uite, ăsta e fag. Ei se mai zice și fag de baltă. Ai văzut? Și anin, îi mai zic unii. Anin? Da. Anin și fag de baltă. Am ajuns la una dintre morile specifice zonei. Peste tot aici, în zona asta, se găsesc astfel de mori. Ele nu au morar, nu sunt supravegheate, se merge pe încredere, oamenii vin, o să vă arăt înăuntru cum funcționează treaba, oamenii vin, pun câte un sac de mălai, de cucuruz, de porumb, l-a măcinat, ia macină singură o zi, două, și după aceea vin frumos și își iau de aici făina de mălai. Nu supraveghează nimeni, pentru că nimeni nu fură. Hai să mergem înăuntru să vedem despre ce e vorba. Principiul foarte simplu. Aici, în partea de sus, se bagă boabele de porumb. Ele curg pe aici, prin gaura asta, între piatra de moară și piatra de jos. Piatra de moară e învârtită de puterea apei. Hai să o pornesc. Uite, am pornit-o. Ea macină porumbul, făina de mălai curge aici. După o zi sau două, vine și-și ia făina de mălai de aici.
Uite, și instrumentul cu care se ia făina de mălai e aici. Nimeni nu fură, toată lumea știe, își așteaptă rândul când vine și găsește porumb în semn că cineva macină, își lasă sacul aici de porumb, cel care a terminat de măcinat își ia făina de aici și pune la măcinat porumbul vecinului care a venit după el. O treabă cinstită, nemțească oarecum, dar ia că se întâmplă și în România. Uite cum funcționează. Într-o astfel de moară există o mulțime de sisteme de reglaj. Ceea ce se vede aici sus e un sistem de reglaj al înclinației șgheabului care aduce grăunțele în piatra de moară. Dacă e înclinat mai tare, vin grăunțe mai multe, se macină, bobul de la făină e mai mare. Dacă l-aș ridica, dacă îl ridic, cad grăunțe mai puține, se macină mai fin. Dacă las mai jos, acum eu o să las pe poziția care o pot să nu le dereglez lor, atunci făina va fi mai mare, bob mai mare, granulele. În stânga mea, aici jos, foarte interesant, de treaba asta dacă ridic, îi dau înclinație la paletele în care bate apa de moară. Să dă înclinație în funcție de debitul apei. Ele sunt potrivite pentru debitul de acum, iarăși nu le stric, dar după cum vedeți, sunt puse lemne. Se pot urca sau coborâ. Funcție de debit. Debitul e mai mare, se coboară. Debitul e mai mic, se urcă. Foarte inteligent făcută. Și mai cu seamă, ceea ce mi se pare mie apreciabil la treaba asta este faptul că, asemenea țărilor civilizate, nimeni nu fură. Și nu costă nimic. Comunitatea construiește o asemenea moară, unde zeci de ani de zile, asta e o moară construită de câteva zeci de ani de zile, toată lumea își macină porumbul, toată lumea e mulțumită, la nimeni nu-i dispare. Foarte frumos. Am găsit pe dreapta o gospodărie. Problema e ca să poți să o alimentezi, singura posibilitate este un pot peste apă. Avem aici un pot peste apă extrem de primitiv, pe niște cabluri, cu niște scânduri. Se vede foarte clar, în dreapta mea, o mulțime de cabluri rupte. Asta înseamnă că a venit viitura, cablurile s-au rupt și au rămas fără comunicare, după ce au întins alturi cabluri. Vă asigur că și astea, la un dat, vor dispărea și văd câteva dintre ele s-au rupt. La un dat, podul va cădea, vor trebui să întindă alte cabluri și așa mai departe. Nu e ușor să trăiești aici. Aș fi tentat să spun localități izolate, nu sunt localități, gospodării izolate. Continuăm coborârea pe Nera, vedem ce găsim mai jos. Imediat intrăm în chei. Păi, acum... E bine. E bine, Călin. Dă-i, dă-i. E bun. Acum aici ne faci un pic. Flac. Ai, ai, mama, mama. No, fii atent că avem o bucurie. Vezi bucuria, chilă? Da. Zic eu că trecem. Dar la fix trebuie să nimerim. Nu pune vârst la căline. Gata, băieți. De aici intrăm în căile Nerei. De-al minteri, aici o să ne oprim și la lacul dracului. Acesta este lacul dracului. El este format într-o dolină
nivelul este așa de jos, pentru că el coboară la nivelul pânzei freatice pe care o are și Nera, are o adâncime undeva între 13 și 16 metri în funcție de nivelul apei din Nera. Ce ar mai putea fi interesant la el de povestit ar fi faptul că dacă cineva vine și se scufundă, ajunge undeva acolo, sub pereții aia, și pe o galerie iese într-un fund de sac, așa îi spune, iese într-o grotă. Nu are continuare mai mare, cui îi place să se scufunde. Are pești, are cleni în el. De obicei se văd la suprafață, eu văd și acum unul. Nu știu cum au ajuns aici. Nu-mi dau seama cum, uite, doi văd. Unde sunt trei. Nu-mi dau seama cum au ajuns aici, în orice caz. Are pești, totdeauna apa are culoarea asta ciudată din cauza că conține apă amestecată cu apă care vine de pe calcar, calcită. Și din cauza asta e așa puțin alburie. De fiecare dată când am coborât pe Nera, ne-am oprit la lacul Dracului. Adevărul e că locul este atât de frumos, încât ori de câte ori ai veni, nu poți să nu te oprești la admiri. Așa se întâmplă în multe locuri din România, pe unde reușesc să ajungă anumiți turiști. Noroc că Marius Filiban e scafandru de meserie și nu e greu să facă puțină curățenie. Marius a intrat în apă ca să culeagă gunoaiele din lacul Dracului. O să intru și eu cu el să-l ajut, după care ieșim afară amândouă. Iui! Cei care vizitează Cheile Nerei se întâmplă de multe ori să se oprească aici. Adică nu le coboară într-o singură zi, cum o să facem noi acum, le coboară în două zile, se opresc aici, pun corturi, rămân o noapte aici, foarte frumos. Fac focuri, dovadă foarte multele vetre de foc pe care le găsim în jur și dovadă și faptul că nu toți turiștii de aventură sunt foarte disciplinați, găsim și destule deșeuri în zonă, nu foarte multe, cum ar fi într-un camping, dar mai sunt. Asta ar fi tura ideală. Coborâți cu bărcile pe Nera, opriți aici, puneți cortul, continuați a doua zi până la întâlnirea cu Valea Beușniței și după aceea vizitați Cheile Beușniței. Foarte frumos. Frumoase locuri. Na, după cum se vede acum, dacă ne uităm, sunt și mulți care vin și inscripționează stâncile. Asta e boala românească veche și nu numai românească. Am văzut în destule țări treaba asta. Dar locul trebuie să recunoașteți că e absolut spectaculos. Și vara, când e un soi de iederă care coboară de sus, când înverzește, e și mai spectaculos. Minunat loc. Data viitoare la natură și aventură, continuăm coborârea pe Nera, iar mai apoi vom explora și Valea Beușniței. Nera este unul din ultimele cursuri de apă sălbatice de dimensiuni medii, neregularizate din România. Este unic în patrimoniul nostru natural. Cu toate acestea, este în pericol de a fi devastat în zona superioară dacă proiectul construcției de microhidrocentrale va fi avizat de autorități, caz în care Nera va avea soarta altor râuri de munte iremediabil distruse.